memorii la Ion Pugnu, care a trecut în lumea celor drept cu 150 de ani în urmă, și Zilei Unirii, deci, după ce va urma un concert la Palatul Academic. Acum, deci, începem discuțiile la masa rotundă. Însuși, denumirea prevede, deci, că fiecare poate să spună cuvântul despre importanța acestui mare bărbat al neamului pentru cultura noastră, pentru soarta neamului românesc. Eu vreau să spun doar atât, faptul că astăzi ne-am adunat să-l comemorăm, a decedat cu 150 de ani în urmă, ne vorbește de valoarea lui, acestei personalități care a venit din Ardeal, la urmarea Revoluției din 1848, dar care a rămas în... Deci, eu putea să rămână și cu alte fapte ale lui în istoria culturii românești, în istoria poporului român, despre aceasta cred că a vorbit doamna Tărățanu, dar faptul că a fost personalitatea care, într-o mare măsură, l-a format pe elevul de atunci, care a devenit mai târziu Mihai Eminescu, pe care poporul nostru, noi totul, pe drept, îl avem de geniu, de un mare poet, deci un poet universal, și de aceea astăzi ne-am adunat să aducem și noi un mic prinos la memoria lui, dar cred că mai mult ne-am adunat, nu de cei că dumneavoastră, că aruncul nu ar fi avut nevoie, dar că noi avem nevoie să mai confirmăm o dată sau să subsemnăm că suntem de același neam, de același sânge. Eu aș vrea să ofer cuvântul domnului Edmond Deacoe, consul la Consulatul General al României al Cernăuți.